Ia Palio din Bulazac pentru a urmări repriza secundă dintre România și Danemarca. Scandinavele ne conduc cu 15 la 13. Au fost câteva neatenți în defensivă, am făcut prea ușor câteva eliminări și nordicii au venit peste noi. O primă repriză în care am condus multe minute, o repriză în care s-a remarcat în primul rând extrema Bistriței Nicoleta Dincă, dar și portarul nostru Denis Adedu și, bineînțeles, China Pinta, metronomul naționalei României, în mare formă la acest Golden League. A ajuns la cea de-a patra ediție, este al treia turneu din acest sezon. Primele două s-au jucat în Norvegia și Danemarca. Este un turneu amical foarte puternic, care este organizat de federațiile daneză, norvegiană și franceză. Se joacă în fiecare țară, sunt patru echipe, Norvegia, Danemarca și Franța, care invită fiecare federație o altă națională pentru a fi patru echipe și a se juca fiecare cu fiecare. Se face apoi un clasament doar pentru cele trei formații care evoluează în toate cele trei turnee. Să spunem că Norvegia în acest sezon a câștigat ambele turnee și teoretic, chiar dacă va pierde astăzi în fața Franței, își ajudecă Golden League-ul. Se organizează și la băieți și la fete această competiție care umple sălile, trebuie să remarcăm acest lucru. Ați văzut-o pe Mădălina Zanfirescu, o jucătoare care a fost în lotul României la Europeanul din Franța, dar din păcate a jucat foarte puțin. A făcut un meci bun cu Olanda în finala mică, în ultimele minute în care a intrat, a reușit să reducă acolo ecartul. Ne-am apropiat la un moment dat la două goluri de Olanda, cu 5 minute înainte de final, dar oboseala și-a spus atunci cuvântul și Olanda a urcat pe treapta a treia podiumului, România fiind pe 4, semifinalistă. România pe 4, ca și la Europeanul din 2000, găzduit de România. Primul atac al Norvegiei, primind gol prea ușor, o neatenție în defensivă. România a început repriza secundă în inferioritate numerică. Scoatem portarul pentru a evolua cu 6 handbaliste pe atac. Gabi Perianu, Mădălina Zanfirescu, Laslo pe dreapta cu doi coordonatori de joc. Sacrifică un pic înălțimea pentru mobilitate Ambros Martin. 6-0 cu ieșirea al Danemarcei, extrem de agresiv, cu intermediari ușor avansați. Laslo încearcă să joace în extremă și bine face. Gol spectaculos reușit de România prin Sonia Seraficianu. Foarte bun plonjonul, și-a deschis bine unghiul, a atacat în colțul lung, a așteptat să miște portarul. Începe să joace bine Danemarca la nivelul pivotului, acolo Heindal de la Odense pare greu de oprit. Văzută perfect la semicer. Ne-a scăzut un pic vigilența în defensivă în acest debut de repriză secundă. Am început și cu o jucătoare mai puțin pe teren, o eliminare din prima repriză, din finalul primei reprize. Încercăm să creștem puțin viteza de pasare. Laslo, dar atac prea larg al României, departe de defensiva adversă. Dincă de data aceasta din unghi închis nu o poate învinge pe portărița Christensen de la Skandenberg. Trei goluri avantaj Danemarca, o singură, două schimbări face Klaus Brun-Jorgensen între apărare și atac, aduce forțe proaspete pe faza ofensivă. Revine Bulgar de Nitter dreapta, dar și Offendal la construcție, Offendal de la Odense. Sunt câteva jucătoare în lotul Danemarcei care au fost multiple medaliate la competițiile europene și mondiale juvenile cu Danemarca. Pasă prin spatele apărătoarelor, însă ne-am deplasat bine. Acolo s-a dus Seraficianu bine pe extremă și a reușit să blocheze. Din nou prea ușoară pasa la pivot. Din nou obține fault și 7 metri Heindal. O lipsă de colaborare, de comunicare. Schimbăm târziu omul și iar ne surprind danezele cu o pasă la pivot, o verticalizare. Jocul în profunzime al Danemarcei funcționează mai bine.
Ofendal execută aruncarea de la 7 metri, direct sub transversală, nicio șansă pentru Iulia Dumanska. Trebuie să ne reorganizăm puțin jocul, mai ales pe defensivă. Danemarca a înscris prea ușor. Intră Dinca în circulație, încercăm cu doi pivot să punem presiune în două sectoare defensive. Clina Pintea, musculată de fiecare dată, își împrăște puțin adversarele. Laslo găsește foarte frumos culoarul, putere decizională remarcabilă. Ce breșe a găsit acolo în defensiva daneză, pe schimbare de direcție, o depășire de efect din nou în apărare, însă nu reușim să ne mișcăm foarte repede și ne înscrie Luis Bulgar. Exploatează foarte bine spațiul liber acolo în zona intermediarului. Ce mai neplăcut, Danemarca ne înscrie foarte repede, în mai puțin de 20 de secunde. Clina Pintea scapă de adversarea directă, 7 metri. În mod normal trebuia dată și eliminarea la această fază. Nonșalantă. Piruetă perfectă. Din nou Pintea, ratează bolta însă. S-a prins acolo, a văzut brațul Christensen, Anna Ostrup Christensen, 18 ani, debutantă în Naționala Norvegiei. Un pic obosită Clina. Cred că nu trebuia trimis să ia să bată această aruncare de la 7 metri. Să joci 3 meciuri în 4 zile, cu 3 adversari de calibru, nu este ușor pentru handbalistele noastre, chiar și pentru Clina Pintea, poate cea mai puternică jucătoare din Naționala României. Pasă greșită a Danemarcii. Nu ne grăbim însă. Temporizăm și la acest lucru ne avantajează. Tragem din nou la brațele portarului. Gabi Perianu. A văzut perfect mingea Christensen. Trebuie să încercăm să neutralizăm puțin și pivotul danez. Pe această Katrin Heindal, Zanfirescu, stă foarte aproape de ea, intră în circulație extrema dreaptă. Dublu dribbling, reușim însă să recuperăm. Arbiții au lăsat avantaj, 4 contra 3, trebuie să ducem mingea în extremă și o ducem acolo singură cu portarul. Boltă perfectă, Sonia Serafician. Am jucat bine faza a doua. Un atac rapid, bine articulat, bine susținut. Iată că reușim să înscriem și pe atacuri rapide. Ne trebuie câteva variații defensive care să încurce puțin atacul advers și faulturi utile. Prea ușor, prea ușor vine peste apărare, se înalță pe pasul 2 și aruncă năprasnic această puternică Haugstedt. 20 la 16. Faul clar asupra lui Pintea. A încercat din nou bolta peste Christensen, care s-a plasat foarte bine. Bară. Prima paradă a Iuliei în această repriză. A mai apărat o aruncare de la 7 metri în primul uitan. Haugstedt și-a asumat responsabilitatea. A stat bine din la recuperare. Stăm în continuare cu Pintea în dreptul între intermediar și lateral. E o pâine de mâncat pentru pivotul nostru. Sonia a riscat dintr-un unghi imposibil, încercând bolta. Trebuie să jucăm un pic mai clar. Pasă sărită,
Dezvoltă jocul spre extreme danezele și ne înscriu prin Lerke Pedersen. Galop de sănătate, trebuie să recunoaștem pentru Danemarca, care pare mai entuziastă în aceste momente. Pare că Danemarca și-a redescoperit valențele ofensive, jocul rapid, se simt din priviri scandinavele. A revenit Constantinescu pe teren. Dincă intră în circulație, blocată foarte repede. Laslo atacă bine între două apărătoare. Din nou la post Anna Christensen. Ne reașezăm în defensivă. Selin Christiansen pe teren, Inter dreapta pentru prima dată în această partidă. 22 de ani de la Aarhus. Fostă campioană europeană de junioare. La sub 19 ani. La limita pașilor, aici picior. Din nou, ce gol primim. Mascată Dumansca nu a văzut această minge trasă de Haugstedt. Nimic de făcut la această rachetă trimisă de Interul stânga a lui Vibor. 6 goluri diferență. Am înscris doar de 3 ori în 9 minute, destul de puțin. Constantinescu încearcă să bage minge la pivot, dar foarte greu putea face recepția China Pintea. Excelent a mers mingea. Trasee clare și vine golul de la Heindal. Perfectă diagonală. Nu stăm bine în marcaj acolo. Nu am stat lângă oameni. Time-out cerut de Martin Ambros. Krina and you, it doesn't matter. We are having the chance. Krina, only one thing. When you turn sometimes also to this side, not outside. And you sometimes do the one by one, or in 66 meters, shoot from out. Hey, the two by two, remember what we say. Go in the space, two and three, in and go through. In the defense, hey, 5-1. Now we go on 5-1. Not so open. And ready to the line on the pivot, okay? Vamos! Cu lacrimi în ochi, Iulia Dumansca un pic supărată pe felul cum defensiva României s-a mișcat în această repriză. Schimbă de apărarea Martin Ambros în 5-1. I-a cerut și Chinei Pintea să nu mai încerce pirueta cu aruncare dinspre exterior, să se ducă și pe partea opusă. Șapte goluri diferență. Un recat destul de mare. Laslo. Constantinescu, Zanfirescu încearcă să scape din marcajul acesta strict. Constantinescu pe evitare. Din nou la post Anna Christensen. O minge atinsă de Dumansca în ultimul moment și avem posesie. Constantinescu ușor indecisă. Trebuia să atace pe axul central. Avea spațiu mare. Câine o aștepta să încerce să joace 2-2 acolo. Aruncă de la șol Zanfirescu, dar din nou pe minge o aruncare ușor telefonată. Portarul Christensen face meciul vieții ei, este debutantă la echipa națională. Christensen are doar 18 ani. Calmează jocul Danemarca. Are o diferență care îi permite acest lucru. La coordonare Mie Høylund de la Odense. Am complicat un pic jocul și pe fază ofensivă și am oferit mingi ușoare. Apărarea noastră a cedat cu totul. Gol reușit de Katrin Heindal.
prea ușoară învăluirea pivotului. Insuficient supravegheat pivotul danez. Laszlo Constantinescu încearcă să scape din acest marcaj aprig al Danemarcii. Aruncă pe lângă Laszlo, dar minge atinsă de blocajul danez. O apărare a Danemarcii care se regrupează foarte bine. Trebuie să marcăm acest lucru. Chilea nu a avut prea multe mingi utile în zona centrală și eliminare de 2 minute în tabăra scandinavelor. China o scoate pe Hainda, o forțează să facă eliminarea. Avem spații acum timp de 2 minute mai mari. Trebuie să profităm de ele. Încercăm să primăm un pic mingea. Irapintea se duce în fals, un dă și dute. Dincă forțează pătrunderea și obține aruncare de la 7 metri. S-a dus cu mult tupeu acolo între două apărătoare. Și-au repartizat greșit adversarele danezele. Laszlo execută. O învinge pe Christensen. O aruncare inspirată. Așteptat, să zice, portarul piciorul. Avem nevoie de un pic mai multă atenție pe faza defensivă. Ne apărăm 5 plus 1 cu zburător, Perianu, care trebuie să atace prima omul cu mingea. Foarte ușor creează superioritate numerică pe flancul Danemarca și primim încă un gol de la Larke Pedersen. Gol primit de la o Danemarca aflată în inferioritate numerică. Frumos gol direct în vincul tunarul echipei noastre, Gabi Perianu. A tras fabulos. Cu 6 handbaliste pe atac danezele, încă 16 secunde în inferioritate numerică. Nu se grăbesc să atace poarta. Atac larg, atac în sistem cu un pivot al Danemarcii. Încercăm să facem o apărare mai avansată. Cu 2 pivoți Danemarca, mare atenție. E pericol mare acolo și în vinclu. Uriașă execuția lui Selin Christiansen. Ce braț! Ce tunar! Frumoasă plutire! Opt gol diferență. Am înscris doar 5 goluri în 14 minute, destul de puțin, un gol la 3 minute. Și ne-a taxat Danemarca. Pintea se luptă pentru minge. O stânjenesc însă de fiecare dată apărătoarele daneze. Schimbată pintea cu Ostase. Trimite forțe proaspete pe teren antrenorul Martin Ambros și vrea să se lămurească vis-a-vis de potențialul jucătoarelor noi în echipa națională. Suntem doar cu 9 handbaliste care au evoluat la europene. Anul acesta este mondialul în Japonia, suntem calificați după locul 4 la campionatul european. Să nu uităm, ratăm încă o dată și vine contraatacul devastator al Danemarcii, gol înscris de Hilleberg de la Holstebro. Vă spuneam, mondialul dă și calificări la Jocurile Olimpice. A încercat Martin Ambros să construiască și o tactică fără vedeta Cristina Neagu.
încercând să găsească soluții și în momentul în care poate Cristina nu va fi pe teren. Să nu uităm că primele meciuri oficiale ale Naționalei României vor fi în luna septembrie, în preliminariile europeanului din 2020. Dincă mingea lovește bara, dar mingea a fost atinsă de portar. O minge atinsă doar de portare. Am avut senzația că lovit și bara. Perianu, din nou blocajul danez la post. Ce ușor, ce traseu, ce verticalizare pe pivot. Și acolo Sarah Iverson, complet liberă la semicerc, nemarcat. Îl obligă pe Martin Ambros să ceară din nou timeout. A schimbat și portarul. Denisa Dedu între buturi. Nu umplu poarta, din păcate, danezele. Get the position, we know you one by one. Go! Meciul tricolorilor s-a transformat într-un concurs de aruncări de undeva de la 9 metri. Multe aruncări nepregătite și care favorizează apoi intercepțiile adversarelor și contraatacul. România nu mai are jocul convingător din primele 30 de minute. Spunea și antrenorul Martin Ambros că nu este disciplină pe teren. Și scandinavele au zburdat în această repriză. Ne-au scris 13 goluri în 16 minute, aproape un gol pe minut. Perianu a primit însă mingea într-o zonă în care era prea statică. A fost nevoită să reconstruiască atacul. Laslo poate juca 1-1 acolo. Lasă pentru Daria Bucur. Daria Bucur, din nou blocajul la danez anticipativ. Și o nouă fază a doua. Transportul mingii foarte rapid. Denisa Dedu însă este atentă și ține bine colțul scurt. Nu ne repiem prea bine în marcaj, prea ușor ajung la poarta noastră nordicele. Timpul trece dureros în aceste momente pentru România, condusă, iată, cu 10 goluri, după ce la pauză a fost o diferență de doar 2. Riscăm cu aceste aruncări de la Scholl. Din nou la post, Anna Christensen s-a lăsat bine pe minge. Nu mai încercăm să pătrundem, nu mai încercăm să combinăm cu pivotul. Cu siguranță cele două turnee, Golden League și Cupa Baltică, i-au lămurit pe cei doi tehnicieni. Bună pasă în extrem. Aruncarea lui Iverson, a lui Hilleberg, de la pasa lui Iverson. Priviți, pivotul l-a scos în diagonală. A simțit că nu are poziție de finalizare și a preferat să ducă mingea diagonală în extremă. Revine pe teren Andreea Popa. Și Munteanu. Munteanu joacă într-o zonă în care îi convine mai mult de inter-stânga. În prima repriză a jucat în inter-dreapta, într-o zonă a stângacelor. Încercăm să creăm densitate pe flancul drept al danezelor. Fault în atac. Se plasează foarte bine danezele. Încă un atac bramburit. O repriză de coșmar, din păcate, pentru tricolore. Senzațional golul
Ce aruncare! Priviți această execuție fantastică a lui Line Haugstedt. ...30-18. Daria Bucur încearcă să ducă mingea în extremă. Popa. Schimbare de direcție. Pasă dificilă însă la pivot. Ostase nu avea nicio șansă. Nu avea încă prin planul. Și contraatac cu Hilleberg. Se opune Dedu. Foarte atentă. Contraatacul intermediar. A ghicit bine Denisa Dedu. România însă este în dificultate în această repriză în fața Danemarcei, care să nu uităm, ieri a bătut campioana europeană Danemarca, Franța, campioană europeană și mondială, chiar aici în Bulazac, și eliminare de 2 minute pentru Munteanu. Un joc colectiv rafinat al Danemarcei. Ritm alert de joc. O fază a doua și un contraatac letal. Și Danemarca, aproape că la fiecare atac nu a greșit ținta. Suntem în inferioritate numerică. Polo Coșer pe teren. Popa. Daria Bucur. Schimbă defensiva. Danemarca, variații în apărare care ne pun probleme. O apărare avansată. Un joc ofensiv, din păcate, un pic dezordonat al României. Martin Ambros dezlănțuit strigă în continuu, transmisându-le elevelor sale ce au de făcut fiecare în parte. Încearcă să rotească brațul peste apărătoare în încercarea de a depăși Daria Bucur. Dar jucăm un pic cam mult cu mingea în mână. Intrăm în prepasiv. Un pic prea lent atacul nostru. Popa lasă în spate. Daria Bucur. Pași. Am irosit multe mingi, am jucat în continuare încălcit, nu am mai avut soluții. Este drept că și Danemarca a variat mai bine defensiva și coordonatorii noștri nu au prea mai putut să dirigeze jocul, să dea pase utile, nici măcar pivotului. Pasă întoarsă la extreme și un mare acolo de pătrundere pentru Matilde Hilleberg. Foarte bună pasă sărită diagonală. Interii danezi ne-au făcut viața grea. Au fost și altruiști în multe momente, nu numai că au tras foarte bine la poartă. Și a irosit ambele time-out-uri Martin Ambros în această repriză. Nu uităm, ultima dată Danemarca ne-a învins la Europeanul din 2016, în partida decisivă pentru calificarea în semifinale. Ne învinsesem în acel an la Jocurile Olimpice. ...21-17 ne-au învins atunci în grupele principale la Europeanul din 2016 din Suedia. Noi le bătusem la Rio 32-25. Dar atunci Danemarca ne-a scos din drumul spre medalii. Danemarca a terminat pe 4 la acel european. La ultimul european nordice doar pe 8 și pe 6 la mondialul din Germania. Din nou Denisa ne salvează, dă pasă lungă pe contraatac, excelent asigură echilibrul defensiv Stine Botholdt. Minge recuperată de Danemarca, care ne-a arătat o defensivă foarte suplă, foarte elastică, foarte compactă, care a închis orice culoare.
nu ne-am descurcat la aruncările la distanță, am încercat să improvizăm, am aruncat de multe ori nepregătit și diferența se vede pe tabelă. Din nou Denis Adedu face minuni între buturile noastre, 7 metri, faultată Hilleberg pe recuperare, nu facem blocajul defensiv, nu stăm la recuperare și de costă. Mult mai penetrantă echipa daneză. Îl vedeți pe Martin Ambros, ușor nervos. Prea ușor a venit acolo Selin Christiansen și a tras la poartă. Nimeni nu a ieșit în întâmpinare. Și încă un gol al Danemarcei și un meci care se transformă în coșmar pentru Naționala României. Chiar dacă este o națională cu multe jucătoare noi, pregătim campionatul mondial, încercăm să găsim soluții. Au fost și lucruri bune totuși la acest turneu de pregătire, turneu amical. Tinerile jucătoare au putut fi față în față cu multe dintre vedetele handbalului mondial. Polo Coșer și-asumă responsabilitatea și ne arată că poate fi killerul defensivei adverse. Mai mult curaj însă îi trebuie. Sucevene. Am scris doar 6 goluri în repriza secundă în 25 de minute, înfiorător de puțin. Ne dăm seama totuși cât înseamnă Cristina Neagu pentru această echipă a României. Dar nu în ultimul rând, Bucevski, Kipăr, Dragut, Udiștoiu, Ardean și de ce nu Zamfir și Țicu. Popa, scoate în dreapta Munteanu. Din nou Popa. Foarte bună pasa, un nou look pass. A disociat bine privirea și direcția pasei. Bine angajată la semicerc Costase. A aruncat bine, foarte bine din plonjon sărit. Sunt câteva jucătoare din lotul României care sunt promisiuni pentru națională. Dar mai au mult de muncă, se vede acest lucru. Au nevoie de meciuri internaționale în picioare. Au nevoie să joace cât mai mult la echipele la care evoluează. Oh. Suntem și ghinioniști. Minge deviată de blocaj. Și 14 goluri diferență. O defensivă extrem de vulnerabilă a Naționalei României, care parcă a cedat fizic în repriza secundă și s-ar putea să fie chiar așa, pentru că, vă spuneam, s-au jucat 3 meciuri de nivel înalt în 4 zile. Pentru multe dintre aceste jucătoare sunt poate cele mai importante meciuri din carieră și cele mai tari. Mi-aș dori ca jucătoarele pe această fază ofensivă, care nu au mingea, să se miște un pic mai mult, așteaptă pe loc mingea. Ostase! Ce frumos a făcut diferența la semicerc. Un pivot care cu siguranță va fi pe lista pentru mondial. Un gol magnific. Dar cred că ne-am trezit un pic cam târziu. Din nou Dedu. Încă o dată atentă, pasă lungă pe contraatac. Excelent, prinde minge acolo. Cristina Boian, pasă remarcabilă. Din nou neatentă în apărare. Din nou primind gol pe repunere rapidă. Foarte bun timingul. Foarte bine apreciat Cristina Boian. Avem și momente de handbal adevărat, dar prea puține în repriza secundă. Polo Coșer, Popa,
Folocoșer încearcă schimbarea de direcție, din nou servită bine la semicerc Costase, care știe să hărțuiască defensiva adversă. Un pivot de finalizare, un pivot care luptă mai puțin pentru linia de 9 metri, dar se plasează întotdeauna extraordinar. Costase ne-a arătat că poate fi impunătoare dacă este angajată. Ultimul minut al acestei partide, cu o primă repriză bună, dar un a doua extrem de modestă pentru Naționala României. O echipă a Danemarcei care va avea cu siguranță un cuvânt greu de spus la mondiale, are însă barajul cu Elveția, misiune ușoară însă pentru scandinave, dar o formație care își anunță candidatura la un loc pe podium. Să nu uităm, a bătut și Franța, campioană europeană și mondială. Time-out cerut de Bruni Jorgensen. Sunt câteva jucătoare cu mare personalitate în tabăra daneză, o formație care s-a apucat de vreo 2 ani să schimbe generația și iată, încep să se vadă rezultatele. Rase excepțională au găsit, trebuie să recunoaștem scandinavele. Spuneam că în prima repriză nu le-am permis să facă prea multe atacuri rapide, contraatac faza a doua, dar în repriza secundă am irosit multe mici, le-am pierdut prea ușor, am tras nepregătiți la poartă, nepregătite la poartă au tras tricolorele și imediat a venit contraatacul letal al nordicelor. Iar în defensivă, scandinavele au știut să ocupe spațiile favorabile ale interilor noștri, obligându-i să tragă din poziții dezechilibrate. Cred că am tras și de multe ori și foarte repede la poartă, nepregătit. Și Danemarca a fost astăzi fără milă cu România. Încă 8 secunde. Așteptăm cu siguranță concluzia lui Martin Ambros după acest turneu. Au fost multe nume care s-au vehiculat înainte de europene, că nu sunt în lot. Le-a convocat de data asta Martin Ambros. S-a terminat. Iversen înscrie ultimul gol al Danemarcei. Victorie fără drept de apel pentru formația care a învins ieri și campioana europeană și mondială Franța. Astăzi ne-a dat o lecție de handball. Sper că tinerii noastre jucătoare să fi învățat ceva din această înfrângere la 13 goluri, 36-23. A fost o repriză secundă în care apărarea noastră nu a existat. Lotul B astăzi a reușit să învingă la un gol în Polonia echipa gazdă. Polonia B și-a terminat pe 2 Cupa Baltică. Au fost acolo câteva jucătoare care au arătat că merită să fie la prima selecționată. Horatiu Pașca a condus lotul B, România B a bătut acolo Finlanda 33-16 și a pierdut la 4 goluri cu Spania după ce am condus la 8 goluri cu Spania B. Acesta a fost Golden League, un turneu tare, un turneu în care ne-am măsurat cu cele mai bune echipe ale lumii. Am văzut unde mai este de lucru, am văzut cine merită să fie în lotul lărgit al României. Mai sunt, cred că, în campionatul inter câteva jucătoare care au atras atenția în acest sezon. Important este ca selecționerii Martin Ambros și Horatiu Pașca să găsească soluțiile cele mai bune și ca liderul formației noastre, Cristina Neagu, să revină cât mai repede pe teren, pentru că ea este cu adevărat simbolul acestei naționale și jucătoarea care poate contura jocul echipei noastre în perspectiva mondialelor și, de ce nu, a calificărilor pentru jocurile olimpice. Rămâneți alături de televiziunea română pe TVR HD, începând cu ora 19, un derby, un regal, o partidă de 5 stele între Norvegia și Franța. Nu pierdeți acest meci, ora 19 pe TVR HD, o după amiază plăcută continuare.